Mă enervez și vă spun că stau ca pe pioneze când văd oameni care zic că ei nu vor să voteze. Dragii mei, eu bag de seamă că voi sunteți chiar turbați de vreți ca pe Badea Gheorghe cu Ion să-l cununați. Sau să vă mai zic acum chiar o altă blasfemie, că ei vor să o cunune pe Ileana cu Mărie. Dacă ești băiat și n-ai găsit o fată să-ți placă, nu-i problemă, e legal, poți să te însori cu o vacă. Sau de te-ai îndrăgostit de vreuna ce-a murit, în curând vei avea șansa să te facă fericit. Râdem și glumim, dar parcă de nervi îmi vine să mor când mă gândesc la copii și la viitorul lor. Pot fi învățați la școală că Ionel poate-i fetiță și poate că ar trebui să-și cumpere rochiță. Derbedeii mai zic încă, auziți ce retardați, cum copil poate să aibă ca părinți chiar doi bărbați. Să nu te înfiori de-a dreptul și frică să nu-ți fie, cred că nici chiar în Sodoma nu era așa urgie. Dumnezeu să ne ferească să trăim astfel de zile. Mergeți și votați cu toții, spuneți da pentru familie.